Mihaela Bilic vorbește în premieră despre viața ei amoroasă. Eu mai am de exersat. Mihaela Bilic a vorbit în premieră despre viața ei amoroasă. Cu toate că apare foarte des în emisiuni de televiziune, acolo unde este invitată pentru expertiza ei în domeniul alimentației sănătoase, se știu foarte puține despre viața ei personală. Mihaela Bilic vorbește în premieră despre viața ei amoroasă. Medicul Mihaela Bilic este un nume foarte cunoscut în România. Toată lumea o știe ca fiind specialistul care vine cu sfaturi foarte utile atunci când vine vorba despre alimentație, diete, dar și alimente nesănătoase, de care ar trebui să ne ținem departe. Ei bine, când vine vorba despre viața sa personală, Mihaela Bilic este un adevărat mister, deoarece îi place să fie foarte discretă. Se știe că a fost căsătorită cu medicul Constantin Stan timp de 10 ani, însă, din diferite motive, cei doi au ales să se despartă. Ei bine, la 13 ani de la divorț, Mihaela Bilic a ales să vorbească despre viața sa, despre felul său de a fi, despre iertare și fericire. În plus, a spus și cum se simte ea împlinită, dar și ce pasiune are. Mihaela Bilic vorbește în premiera despre viața ei amoroasă. Am pasiuni pe care nimeni nu le-ar bănui. Sunt o persoană timidă, copilăroasă și în același timp pasională, curioasă, extremistă. Din acest amestec de emoții, s-ar putea ca de multe ori să fiu percepută greșit, fie arogantă, fie distantă, fie inaccesibilă. Sunt un om cât se poate de normal și obișnuit. Mult mai preocupat și frământat de o mulțime de aspecte din viață decât se vede la televizor. Sunt foarte preocupată de probleme sociale și aspecte de zi cu zi ce se regăsesc în afara ariei mele profesionale. Am pasiuni pe care nimeni nu le-ar bănui, îmi place să merg la magazinele de bricolaj și sunt foarte bună la amenajări de interior, pungresie și faianță. E un cuvânt mare -ți fericire. Dacă ar fi să fac o listă cu bune și rele legate de persoana mea, cu siguranță că nemulțumirile și defectele ar fi mai numeroase. Deci, sunt un om normal, nemulțumit de propria persoană, dar asta face căutarea și efortul de zi cu zi mai interesante, pentru că prea multă mulțumire de sine duce la narcisism și nu vrem să ajungem la asta, a declarat Mihaela Bilic pentru Viva Pro. Mai am de exersat. Mihaela Bilic a recunoscut că nu este o persoană răbdătoare, dar nici foarte iertătoare. În plus, este foarte critică cu cei din jurul său, dar mai ales cu ea însăși. În plus, Mihaela Bilic a spus dacă are sau nu un iubit. La capitolul iubire pentru mine, mai am de exersat. Am aflat târziu că nu relațiile îți oferă echilibru și împlinire. Într-o relație intri știind cine ești, ce-ți place și ce-ți dorești. Relația trebuie să-ți aducă un bine suplimentar, nu binele pe care le-ai de unul singur. Contrar replicii celebre din tigerii maguire, nu trebuie să așteptăm pe cineva să ne completeze. Așa că îmi place să cred că sunt împlinită, chiar dacă sunt singură, dar asta nu înseamnă că refuz împlinirea în doi.